Bună ziua! Facem astăzi o rețetă suedeză. Se numește Schottbullar sau chifteluță de carne. Este o rețetă tradițională suedeză. Se mănâncă cu pireu de cartofi și un sos specific. Și cu gem de afin roșu sau cu acăze de munte, care are un gust acrișor. Vă invit să urmăriți rețeta. Ceapa am tăiat-o foarte mărunt și o să prăjesc cu un puțin ulei. Să presărim puțină sare. Prăjim cam 8 minute, cât să fie sticloasă, deci nu o lăsăm să se ardă. Am prăjit ceapa, acum un sos trecător de ulei. Am strecurat-o de ulei, o pun deoparte, când am nevoie de ea. 70 de ml de lapte o să pun într-un bol, în care pun 5 linguri de pesmet, 5 linguri de sucru. Amestec. Să pun condimente, piper, foarte puțin coriandru. Să vă scriu cantitățile sub video. Paprika, piper alb, soia, o linguriță deocamdată, sare, o linguriță. Avem și carne, 50% porc, 50% vită, 20% grăsime. Să adăugăm și ceapa, care am strecurat-o de ulei, și o să amestecăm foarte bine. Să pun și două ouă. O să amestec foarte bine cu mâna. O să ung o tavă cu ulei și aici o să pun chifteluțele. Am umplut carnea într-un coș. Acum o să tai mărimea care o vreau. Și o să fac chifteluțele din cantitatea care o doresc să fie de mare. Și le pun în tavă. Până termin toată cantitatea. Deci, tăiați orificiul cât doriți de mare să fie. Eu vreau mai mici puțin. Puteți le face și cu mâna, dar așa o să dureze mult mai puțin. Punem și pe urmă foarte repede, dăm o formă rotundă. Continuăm așa până terminăm toate cantitatea. O să le dăm o formă debilă. Să fie mult mai ușor. Continuăm așa cu toate. Am pus cartofi la fiert pentru pireu. Sunt gata, acum o să le prăjim. Uleiul de la ceapă cu o bucată de unt și le prăjim. Am pus o bucată mare de unt, cam două linguri vin aici, și uleiul în care am prăjit ceapa. Când s-a încălzit, dar nu foarte tare, o să punem biluțele de carne. Cartofii au fiert, i-am zdrobit, am pus peste ei puțin lapte călduț și unt. O să pun și puțin sare și sunt gata.
Bineînțeles, am scurs zeama de pe cartofi, deci în care au fiert. Prăjim la foc mediu, nu la foc mare. Nu vrem să se ardă și să rămână în interior cruz. Lăsăm să se prăjească pe amândouă părțile. Prăjim frumos, nu lăsăm să se ardă. S-au rumenit frumos. Îi scoatem în vas. Durata poate să fie mai multă sau mai mică, depinde cât sunt de mari. Pentru a cam o cantitate mare, am strecurat cera și am pus în altă tigaie și continui și cu celelalte. Deci la foc mediu, să nu se ardă și să rămână crude înăuntru. Am gustat din prima tură, sunt foarte pufoase, gustoase. Continuăm așa până sunt gata toate. Deci, maxim 5 minute pe o parte, 5 minute pe cealaltă, depinde, v-am spus, de mărime și de cât este de mare focul. Facem sosul, am strecurat din nou untul, am și aruncat puțin din el să nu fie mult. Am pus o lingură bună de făină. Prăjim foarte puțin. Și cam un minut. Acum am cam 50 de mililitri de zeama în care a fiert cartofii. Să punem. Deci zeama este rece, s-a răcit. Să punem și frișcă, cam 300 de mililitri, depinde ce cantitate doriți să faceți. O să fie mai bine cu... Punem o linguriță de soia sos. Totuși o să mai pun niște frișcă. Să punem piper și puțină sare. Sare, gustăm și vedem. Eu chiar foarte puțin o să pun. Lăsăm să fiarbă. Facem un sos. Foarte important și era să uit o lingură de muștar. Este gata. Am oprit focul. Punem și o lingură de coacăze de munte. Și este gata. Deci se mănâncă cu pireu și cu sos. Și cu gemul specific de mirișor de munte sau afin roșu, are mai multe denumiri, sau coacăze de munte. Mâncarea noastră este gata, pireul la fel, sosul la fel. În suedeză se numesc köttbullar, adică chifteluțe de carne. Deci asta ar fi denumirea. O mâncare tradițională suedeză. O să punem și o linguriță de gem de coacăze de munte sau mirișoare de munte. Vă arăt cum arată. Este făcut cu foarte puțin zahăr. Are un gust acrișor. Mâncarea noastră suedeză este gata. Așa arată. Găsiți tot ce am folosit sub video. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Vă invit să urmăriți rețetele mele, abonându-vă, apăsați clopoțelul și distribuiți dacă vă plac.